În acest weekend, iubitorii sportului cu balonul rotund din Argeș nu își vor putea urmări la lucru favoriții. Atât FC Argeș cât și CS Mioveni, reprezentantele județului în Liga Secundă, nu vor evolua în jocurile programate din cadrul etapei a 5 -a din motive diferite. FC Argeș ar fi trebuit să întâlnească Luceafărul Oradea pe terenul din Trivale. Însă, oficialii oaspeților au înștiințat FRF că nu se vor prezenta la partida cu al violeții programată sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin. Având în vedere situația creată, FC Argeș va câștiga partida cu 3-0 la masa verde. Însă, rezultatul va fi anulat după ce echipa bihoreană va înregistra și a doua neprezentare în campionat. Apoi, toate rezultatele obținute de Luceafărul în acest sezon vor fi anulate, iar în fiecare etapă va sta câte o echipă. Cealaltă formație din Argeș, CS Mioveni, va disputa partida cu Pandorii Târgu Jiu de pe stadionul Orășenesc la începutul săptămânii viitoare, luni, cu începere de la ora 18.30. Programul complet al etapei a cincea din cadrul Ligii Secunde este următorul. ASEA Târgu Mureș, Sportul Znagov Dacia Unirea Brăila, Ripensia Timișoara, Chindia Târgoviște, Foresta Suceava, Metaloglobus București, Știința Miroslava, Academica Clinceni, ASU Politehnica Timișoara, Ce CS Balotești, Olimpia Satu Mare, CS Afumați, Dunărea Călărași AFC Hermannstad, Uta Arad, Partida FC Argeș Luceafărul Oradea va fi câștigată de Piteșten la Masa Verde cu scorul de 3 la 0, iar partida CS Mioveni Pandurii Târgu Jiu, se va disputa luni cu începere de la ora 18.30.